Singurul bărbat care m-a invitat la o plimbare în cimitir este Damian Anfile. Eu te-am invitat la o plimbare într-un muzeu în aer liber. Ai și tu dreptatea ta, numai că știi. Nu ai încă vârsta să te invit la plimbare la cimitir. Mulțumesc frumos că ești alături de mine tot timpul și suntem aici, să zic așa, pe domeniul tău preferat, pentru că faci meseria asta de ghid în cimitirul Belu, care, apropo, doamnelor și domnilor, este un muzeu în aer liber și sunt zilnic sute, poate mii de vizitatori. Damian Anfile face acest tur turistic cu cei care vor să viziteze acest cimitir. Este locul în care sunt cele mai mari personalități ale României, scriitori, artiști, arhitecți, ingineri, medici. Dacă veniți odată aici, o să vedeți cumva că deschideți ca o carte de istorie, pe dreapta sau pe stânga, în funcție de locul unde sunt amplasate mormintele lor, și aflați, desigur, lucruri interesante de la Damian. Și o sursă constantă de curiozități. De curiozități. O simplă vizită aici, ia uite, de asta nu știam, despre asta nu știam, ia să aflu mai multe. Nu cred că a plecat cineva plictisit, cel puțin nu pe termen lung, că poți să obosești cât mergi pe aici. 19 hectare. Dar mergând acasă, probabil că măcar o întrebare a rămas acolo sau o dorință de a afla ceva mai mult despre o sau personalitate o poveste, sau un subiect. Damian, mă gândesc că, uite, copilașii ăștia, dacă sunt la ora de istorie și au venit înainte aici în cimitir, Cornel Coman, iarăși un artist, un bărbat foarte frumos, află lucruri interesante. Hai să începem cu începutul, cu istoria acestui cimitir, după care, doamnelor și domnilor, să vedeți în această seară, o să revedeți. O să auziți povești despre actorii preferați, mari actori ai României, mari scriitori ai României, oamenii de știință, medici, arhitecți. Ce să zic? Hai să începem cu începutul, Damian. Sigur că da. Cimitirul Belu nu e nici cel mai mare cimitir din țară, nu este nici cel mai vechi, nici pe departe. El face parte din prima generație de cimitire de stat, create în afara orașului, așa prevedea legislația de acum 170 de ani. Dacă ne uităm pe harta Bucureștiului, vom vedea că are la un moment dat, acum sunt deja în inelul median al orașului, pentru că s-a dezvoltat foarte mult, are o salbă de cimitire, Belu este în sud, Ghencea ar fi în sud-vest, am avea Sfânta Vinerii înspre nord-vest, am găsit Iancu Nou și Izvorul Nou înspre nord-est, așadar o salbă de cimitire care să permită înmormântări din orice regiune a orașului, lucru care, bineînțeles, că nu s-a făcut cu ușurință nici în ceea ce privește găsirea terenurilor, pregătirea unui personal specializat, dat fiindcă serviciul ăsta era până atunci exclusiv în apanajul bisericii, și nici convingerea oamenilor să-și mute răposarea sau să facă viitoarele mormântări de unde și le făceau imediat lângă casă sau în cartier, să-i mute cum se exprimau de atunci, păi ce fac, o duc pe bunica în câmp? Uh-huh. Dar datorită exemplului dat de unii dintre aristocrații epocii, în frunte cu cea Rosetti, căruia, dacă istoria ar fi fost dreaptă, i s-ar fi dat numele acestui cimitir, dar acum nu mai e cazul. Pentru dar că Belu de la ce vine? Pentru că aici era grădina familiei din care s-au ridicat și câțiva baroni, Belu. Familie de aromâni stabilită la București la începutul secolului XIX, care a căpătat rapid o mare avere și care a căpătat și mai multe proprietăți în consecință. Aici veneau ei să se răcorească în perioada de început de secol XIX, într-o zonă cu mulți arbori umbroși, cu o boltă de viță de vie și cu niște sere, cel mai probabil, și cu o capelă alături, până când baronul Barbu Belu, amator mai degrabă al conacului pe care îl ridicase la urlați sau al vizitelor în străinătate, preferă să arendeze grădina. Uh-huh. Și o vreme aici a fost chef, muzică și petrecere. Culmea. Cu lăutar cu tot, culmea, pentru că suntem în zona viilor bucureștene și mai ales când se făcea vinul, cum ne spune Constantin Giurăscu în istoria Bucureștilor, se strângeau aici grătare cu mititei, cu pastramă, cu fel de trufandale. Veneau negustorii de vin nou cu oale
de lut ars nesmălțuite, din care se bea odată și o spărgeai și asta este. Și până dădea bruma, aici era chef și petrecere. Asta până a dat în loc de brumă filoxera și a distrus mare parte din vie, așa că terenul a fost reîntrebuințat pentru scopul ăsta mai puțin vesel, dar mai durabil, pe de altă parte, de cimitir. El este recunoscut pentru faptul că sunt foarte multe, adică cele mai mari personalități ale României sunt îngropate aici. Nu a fost așa de la început, cu siguranță, Damian. Era un cimitir obișnuit. Ba da. Deci, tocmai exemplu dat de cea Rossetti și de mai multe alte familii nobiliare care și-au mutat mormintele cu tot cu rămășițele înaintașilor și cu plăcile tombale, au făcut ca Belus să devină rapid un loc căutat. Oricât de paradoxal sună treaba asta pentru un cimitir, pe una dintre cele mai generale trăsături umane, emulația. Uh-huh. Ai văzut, mă, ce cavou și-a făcut Popesca? Și noi n-avem. Uh-huh. Și nu oriunde, la Belu, că degeaba ai dita mai cavou unde nu ți-l vede lumea. Asta a fost cauza aglomerării cimitirului Belu. Este remarcabil că la suprafața de 19 hectare la care ajunge abia în 1960, lotul construit propriu-zis e gata din 1900. Uh-huh. Știu că pare o inepție ceea ce am spus. Administrativ el s-a unificat treptat, mai ales partea dinspre est, partea numită Belu Militar a intrat mai târziu. Da, că e Belu Militar și Belu Catolic. Avem acolo o superbă... E una dintre cele mai cunoscute povești ale cimitirului, cea a fraților Poroineanu. Care spune ce? Că uite, eu, spre marea mea rușine... Sunt varianta considerată Romeo și Julieta ai României. Legenda spune așa. Constantin Poroineanu, foarte bogat moșier, a căsătorit, are un băiat și la un moment dat pleacă în Franța cu treabă, se îndrăgostește de o franțuzoaică superbă, face o fetiță și cu aceasta și bineînțeles că nu poate să le aducă în țară să le preste nevestisii, așa că o lasă acolo, îi trimite o rentă lunară ca să îngrijească de copil și crede că lucrurile vor rămâne așa, doar că băiatul merge la rândul său matur fiind la Paris, întâlnește și el asemenea tatălui o frumoasă franțuzoaică, dar spre deosebire de tatăl n-are angajamente anterioare, așa că ia fata în țară fiind îndrăgostit lulea și fiind convins că asta este aleasa lui pentru tot restul vieții. Doar că tatăl are o mică mențiune, ar fi dacă n-ar fi sora ta vitregă. Nu cred. Și în momentul ăla se produce un șoc pentru cei doi, care își dau seama că nici despărțiți nu pot trăi nici împreună, n-au cum, așa că Alex se sinucidă. Și nimic din toate astea nu e adevărat. Adică mai pocălit? Asta este legenda care circulă acum în mediile online vis-a-vis de ei. Nu, ei sunt o poveste neobișnuită, nu dramatică. Sunt doi frați buni, adică au același mamă, același tată, dar care au ales, deși erau oameni cu stare, oameni educați, au ales să nu se căsătorească, nici el, nici ea. Au trăit ajutându-se reciproc până la moartea ei. Ea este înfrățișată pe catafalc. Uh-huh. Și într-adevăr după moartea ei la 2 sau 3 ani, din câte știu, n-am reușit să pun mâna, pentru că a apărut de curând un volum biografic despre Constantin Poroineanu, să văd dacă deslușește și aspectul ăsta sau nu. El s-ar fi sinucis, spun unele surse. Și asta ar fi alimentat cumva legenda țesută ulterior în jurul frumosului monument. E una din rarele cazuri, cred eu, când monumentul în sine și-a cerut povestea. Și-a cerut povestea, foarte tare asta. Bolnavu, Constantin Vasiliu Bolnavu. E o poreclă? Te trimite la un banc, nu? Că ce scrie pe mormânt, eu v-am zis că sunt bolnav. Da. E o poreclă, dar e o poreclă a bunicului pe care Nicolae Iorga l-a îndemnat să o adopte nume. Bunicul omului ăsta avea reputația de om foarte milostiv și exista zicala în localitate: du-te la bolnavul să te ajute, că e om, că e suflet bun. Uh-huh. Domnul înmormântat aici, Constantin Vasiliu Bolnavu, a dus filotimia asta a bunicului la un cu totul alt nivel și a devenit unul dintre cei mai mari filantropi din România, având și o avere care să justifice amploarea filantropiei, un foarte bun investitor în domeniul imobiliar, respectiv în terenuri agricole.
a ales în a doua parte a vieții să ofere parte din terenurile astea și vorbim de sute de hectare, în principal pentru sprijinul studenților lipsiți de posibilități. Știm foarte bine care era situația în interbelic, cu mulți copii de țărani care n-aveau șansa nici de bacalaureat, dar minte de studii universitare. Constantin Vasiliu Bolnavo și-a făcut probabil cea mai dezinteresată publicitate cu putință, spunând: dacă aveți nevoie, veniți la mine, că eu o să vă dau burse. Prin Fundația Universitară Vasiliu Bolnavo, a cărui sediu se găsește până astăzi pe strada Piața Amzei, a ajutat în felul ăsta numeroși fii de țărani care aveau talentul necesar să-și termine studiile universitare, cum spune Nepocă, să se întoarcă acasă cărturari. Și a lăsat memoria unuia dintre oamenii cu generozitatea cea mai dezinteresată. În țară, terenul alocat de el pentru un viitor campus universitar, pe care din păcate al doilea război mondial l-a împiedicat să se mai realizeze, ca valoare depășea bugetul alocat de stat în anul acela pentru sumele de cazări în toate căminele din țară. Ce era o sumă fabuloasă, cum la fel a donat și un teren vast în Sinaia pentru a crea o stațiune de recreație pentru studenți și pentru profesori. Din păcate, nici aceea nu s-a produs, însă i s-a acordat omagiu cuvenit la momentul morții. A murit la începutul anului 1944, deși eram în plin război și nu ne mergea bine. Transmisia națională de radio s-a oprit la momentul morții sale și au dat la nivel național anunțul că a încetat din viață unul dintre oamenii cei mai dezinteresați dintre români, Constantin Vasiliu Bolnavu. La momentul morții lui, Marin Preda, însemnând caietele de lucru pentru Deliru, că a încetat din viață Constantin Vasiliu Bolnavu, o lase pe calea nevoioasă a ajutorării altora. M-ai adus aici? Dar nu știu povestea, Damian. E un mormânt puțin cunoscut din cimitirul Belu. Este mormântul episcopului Inocentie Chițulescu. Nu avem foarte mulți ierarhi în Belu, pentru că de regulă ei se mormântează pe la mănăstiri, la cimitirile mănăstirești. Dar a fost o perioadă la finele secolului XIX, când mai mulți și-au ales locul de mormântare aici. Și este interesant în cazul lui, el este unul din principalii donatori de la internatul teologic, de la seminarul, de la Radu Vodă de astăzi. A urmat vechea tradiție de mormântare a ierarhilor în tron. Deci nu este înmormântat, culcat, cum suntem înmormântați toți astăzi, ci este așezat în scaun cu veșmintele arhierești, cu mitră, cu cârja arhierească și cu Evanghelia. Așa a fost ținut în Catedrala Patriarhală, așa a fost adus pe dric, avem presa vremii care spune lucrul ăsta, și a fost închis într-un sicriu, evident mai înalt decât este lat, de tablă cositorită, așa stând mormântat, potrivind credinței creștine, arhiereu odată priveghează turma adormită și, în al doilea rând, la înviere, potrivit credinței creștine, arhiereu se va ridica primul. Cei culcați se vor ridica, bineînțeles, în picioare, pe cât arhiereu doar se va scula de pe scaun. Și a fost înmormântat exact așa, deci ăsta este foarte adânc, spre deosebire de alte. E o adâncime ceva mai mare ca să poți să depui sicriul în forma asta. La ce, în ce an a murit? 1893. Aha, deci 1893. Acum 131 de ani. Foarte interesant, nu știam. Și apreciez faptul că m-ai chemat când erau tăi înfloriți. Piesa de rezistență, nu? Da, din fericire, destul de cunoscută. Să sperăm că va fi tot mai cunoscută, pentru că e un monument unicat la noi în țară. Nu mă refer la model. Modelul am văzut la Ghiculești, că există în mai multe versiuni, dar la capitolul volum și proporții este până astăzi cel mai mare monument funerar din cimitirul Belu. Cumva ilustrativ, dat fiindcă îl adăpostește pe ce, probabil cel mai bogat român din istorie, cel puțin documentabil, Gheorghe Grigore Cantacuzinona Babu. Dincolo de averea, care bineînțeles că face cele mai mari ratinguri astăzi, totuși să nu uităm că ăsta este descendentul uneia dintre cele mai vechi și mai importante familii boierești pe care le-au avut românii și la rândul său a fost un om important de stat. Chiar dacă nu e numărat de contemporan printre cei mai sclipitori oameni politici ai epocii sale, mulți consideră că doar în virtutea numelui și averii a luat el funcția de prim-ministru și de primar al Bucureștiului, prim-ministru a fost de două ori, astea sunt totuși răutăți. Pentru că trebuie să ai anumită capacitate ca să poți să guvernezi o țară, cum a demonstrat capacitate și în a spori averea, că toată averea asta nu i-a venit direct moștenire de la înaintași, este o avere pe care în mare parte a creat-o el, cum a dovedit dragoste față de artă și sprijin față de arhitecții români. E foarte frumos că la clădirile pe care le-a lăsat în urmă, Nababu a întrebuințat mereu alt arhitect.
Mausoleul este făcut de Ion Mincu. Palatul pe care ni l-a lăsat pe Calea Victoriei, actualul Muzeu Enescu, este făcut de Ion Berindei, în timp ce castelul de vacanță de la Zamora este făcut de Grigore Cerchez. Dovada că i-a apreciat egal pe marii arhitecți români din vremea lui și le-a oferit personal ocazia de a se afirma încă mai mult. Cât a costat acest cavou, mauzoleu? Cum nu zici? Am informația asta. Știu că există procesul verbal de la construcție, dar eu n-am avut încă acces la el. Uh-huh. Nababu se spunea pentru că avea atât de mulți bani? Nababu este un alt demnitar oriental. Ai putea să-l echivalezi oarecum azi cu mogul. Uh-huh. Greu de spus de la ce a pornit. Întotdeauna pe spatele unui mare avers se vor broda fel de fel de legende, ce a putut să facă omul sau ce a dobândit datorită acelei averi. Și e foarte frumos cum spune un memorialist, cred chiar Tache Ionescu spune lucrul ăsta despre el, că a fost întotdeauna, s-a așteptat tot timpul mai mult de la el. E normal la o avere pe care mulți o credeau nelimitată. Omul într-adevăr a dat din plin și există documente la fel care arată ce sume importante de bani a donat Nababul Crucii Roșii, Armatei Române, diferitor instituții de cultură. Este unul din primii alături de Casa Regală a României care l-au făcut public pe Nicolae Grigorescu, l-au făcut public ca talent. I-a cumpărat compoziția Evreu cu gâscă cu o sumă fabuloasă, tocmai recunoscându-i valoarea și în felul ăsta făcându-i și pe alții să facă asemenea. Deci a fost un om generos, așteptările au fost tot timpul mai mari. E doar atât, tu poți mai mult. Altă poveste aici, Damian. Da, cumva o avem împărțit în două registre datorită unui alt tei. Da. În dreapta avem criticul literar Ilarie Candy și în stânga mormântul poetului Șteo Iosif, unul din reprezentanții curentului sămănătorist. Sunt generația post-generația Mihai Eminescu, tot formați la școala lui Titu Maiorescu, dar din păcate nu la fel de cunoscuți, odată pentru că e destul de greu să te faci cunoscut după ce înaintea ta au scris Eminescu, Coșbuc, Caragiale, Creangă. Doi, pentru că au avut într-adevăr niște existențe mai, încă mai dureroase decât ale predecesorilor. Fir boeme, fir destul de desprinse de realitățile pragmatice, n-au avut cele mai bune condiții de viață. Iar în cazul lui Șteo Iosif, cel puțin, vorbim și de o viață personală destul de nefericită. Căsătorit cu o fostă studentă de la litere, Elena Negri, cu care are o fetiță, poetul se dovedește destul de nepractic în viața personală, așa că în cele din urmă, exasperată, soția se hotărăște să divorțeze, dar spre șocul poetului se recăsătorește cu cel mai bun prieten al său, un alt poet, Dimitri Anghel. Relația dintre Dimitri Anghel și Șteo Iosif oricum fusese îndelung comentată în presă pentru că erau caractere opuse. Șteo Iosif era un introvert, un timid, Dimitri Anghel părea un tipar oriental, foarte dinamic, foarte expansiv. La auzul veștii acestei acumulată cu boala sifilis de care suferea și cu epuizarea fizică, Șteo Iosif se sfârșește la 36 de ani pe patul de spital. Ilarie Candy, frate de cruce cu Șteo Iosif, în momentul în care aude de moartea confratelui său, se sinucide. Au murit în aceea zi și au fost înmormântați în aceea zi, 25 iunie 1913, la cimitirul Belu, una din zilele considerate zilele negre ale literaturii române. Tragedia, din păcate, nu s-a oprit aici. Fetița, singurul copil al lui Șteo Iosif, Corina, este ucisă 3 ani mai târziu de bombardamentele aviației germane asupra Bucureștiului și în felul ăsta descendența lui se oprește aici, în timp ce soția cu cel de-al doilea soț are de asemenea incidente, de data asta pentru care de-a face cu un extrovert nu se mai termină prin divorț, ci prin o încercare a acestuia de a o împușca, o rănește, dar o rănește superficial, dar sub impresia momentului întoarce pistolul și asupra lui, trage, nu moare pe loc, dar este ucis de infecție 3 zile mai târziu, astfel încât femeii s-a spus, nu știu cât de pe drept sau nedrept, a băgat în groapă două lumini ale literaturii române. Văduva neagră. I-a supraviețuit până în anii 60. Bună fată, ce să zic, Dumnezeu să ierte. Cezar Petrescu.
Etern frustrați atât el cât și Camil Petrescu de confuzia care se producea între ei. Da, să nu zice de Camil Petrescu până aici. E aici Camil Petrescu, e preferatul meu. Deci lui Camil Petrescu să-i las teiul ăsta pe care mi l-ai dat-o. Erau similar și din perspectiva caracterelor. Amândoi erau un ideal masculin în timpul vieții. Cumva similar cu Hemingway, dacă vrem, practicanți de sporturi, vânători, călători, gazetari cu destul de mult avânt. În cazul lui Cezar Petrescu, însă, vorbim și de unele vicii, este unul dintre cei mai cunoscuți cartofori din literatura română și cu o relație extrem de stranie cu singurul său băiat, căruia nu numai că nu-i dă binecuvântarea să se căsătorească cu aleasa inimii, dar pune atât de multă presiune, încât cei doi ajung să se sinucidă în cele din urmă, iar Cezar Petrescu nu este prezent la mormântarea propriului fiu. În schimb, poza acestuia se păstrează în casa lui de vacanță, cred că de la Bușteni. De la Bușteni, da. Și Olga Petrescu, mama. E mortă mult timp. Adică, da. Nu, sunt după. Morți în apropiere. Da. Cum zicea Dumnezeu să vă odihnească? Nici nu vă salut. Bună ziua. Bună ziua. Puiul Călinescu. Puiul Călinescu, unul dintre cei mai mari actori de comedie din România, poate și din lume, un talent născut fără școală, da, din câte știu eu. Cu puțină școală. Cu puțină școală teatrală. Când era întrebat cu cine a făcut studiile teatrale, răspundea cu Clark Gable, Oliver Hardy, pentru că el juca, de fapt, în intract la cinematografele vechi. Se dădeau mai multe filme, dar între filme se făceau spectacole de comedie bufă pe scenă, cu actorii în viu. În adolescență, Puiul Călinescu, pe care majoritatea îl recunoaștem datorită comicului expresiei. Da, putea să nu zică nimic. Da. Absolut. Apărea pe scenă, după care rămânea, bineînțeles, să uite la filme. Și în felul ăsta și-a făcut intrarea el în lumea scenei, devenind ulterior corespondentul românesc al lui Louis de Funès, pentru că asta a fost distribuția în perioada respectivă. Fie că vorbim de celebra serie BD, în care l-a jucat pe trandafir și unde a făcut într-adevăr impresie în episodul cu hoțul din magazinul Victoria, dovedind cât chiar putea să imite un manechin până la a-și încetini bătăile inimii, adică într-adevăr imita o statuie. Fie că vorbim de scenetele nenumărate comice din perioada Reverionului, fie de rolurile jucate mai ales pe scena Teatrului Constantin Tănase și spectacolul One Man Show, a fost clar o prezență inedită. Oameni care l-au întâlnit în perioada activității mi-au povestit și mie la diferite tururi că pe Puiul Călinescu puteai să-l vezi pe la o terasă, pe la un restaurant bucureștean, stând singur la masă și privind foarte lung, și dacă era întrebat ce faceți, îmi fac materialul. Se uita prin prejur la diferite situații și în felul ăsta culegea viitoarele snoave. Dorința lui principală a fost să nu-mi gheoare mațele și să n-am pantofii scâlciați. Asta a spus-o în emisiunea doamnei Eugenia Vodă la Profesioniștii. Și un om cu pretenții cu totul modeste, asta ne-a reamintit și fica domniei sale, atunci când a fost vorba de a-i amenaja mormântul, de a-i pune eventual un bust, tata a spus, o citesc pe dumneai, mie mi s-au părut foarte frumoase cuvintele, să-l îngropăm până la brus, să venim să-l mai văruim din când în când. Nu și-a dorit niciodată chestiuni opulente, a preferat să rămână în eternitate așa cum a trăit, modest. George Stanca lângă el, mor de curând, Dumnezeu să-l odihnească, poet și scriitor și fan rapid. Probabil cea mai vizitată, sau cele mai vizitate ale din cimitirul Belu, și am ajuns la actori. Mari, da, actori ai României care, din păcate, din ce în ce mai mulți sunt aici. Bine că rămâne o generație foarte, foarte talentată în spate și mă bucur de asta. Care sunt cele mai cerute, să zicem, alei de turiști? Nu vorbim neapărat de alei, vorbim de personalități, pentru că, cinstit vorbind, avem o singură alee dedicată până acum, este Alea Actorilor, pentru simplu fapt că nu avem un mausoleu al actorilor și cu timpul mormintele s-au dezvoltat lateral pe alea din prejurul figurii 98, unde ar fi trebuit să fie fieful actorilor, și în felul ăsta am ajuns să avem această alee a artiștilor. Artiștii sunt printre cele mai cerute personalități, scriitorii la fel, dar am fost surprins ca la ultimul sondaj pe care l-am făcut eu în mediul online, primii ceruți să fie savanții.
oamenii să dorească să afle. Stai un pic, de... vreau să... Deci, Mitică Popescu, Dinu Manolache, Leopoldina Bălănuță. Da. Aici un băiat frumos, Dorin Teodorescu, superb. Un superb tenor. Așa, pe dreapta l-avem pe Bădia, Ernest Maftei. Ernest Maftei, da. Om care a fost acuzat de simpatii legionare, ca să se dovedească după aia că de fapt a salvat mai mulți evrei în perioada prigoanei legionare. Dumitru Furdui, cristoloveanu din Brigada BD, mor la Paris în condiții suspecte. Avem un proiect cu Infoconsus să dăm cât un nume dedicat tuturor aleilor din Belu. Unde vedem pe Crist în sculptură modernă din metal este Sobicech. Ah, acolo este Sobicech, da. Da. Și aici în stânga Sebastian Papaiani. Alăturați pentru că au murit foarte aproape în timp. Sunt Sebastian Papaiani și Marin Moraru. Mergând așa cu tine, știi, parcă mă uit la un film și uitându-mă așa de jur împrejur, zic, uite-l pe Pintea. Da. Adrian Pinta. Și că nu... Cumva nu se cuvine. Am luat, mi-ai dat ramura asta de tei și cumva cuvenit ar fi fost să-i o las lui Eminescu, dar pentru care Eminescu un tei... are un întreg tei la știu, mormânt. Tocmai pentru asta am să-i o las lui Adrian Pinta, care mi-a făcut foarte mult. Adrian Pinta vis-a-vis Ioan Lucian Mihalea, un destin extraordinar de tragic. Fenomenul Song, se numește Mini Song. Un tip pe care l-am cunoscut, Dumnezeu să-l odihnească, un tip extraordinar de fin, era într-un fel. Și am ajuns la părintele actorilor, ca să zic așa, Hamza Pelea și unul soția lui Domnica, Dumnezeu să-i odihnească. Cei mai buni actori, inclusiv din perspectiva amploaului, adică Hamza Pelea a dovedit de plin că poate să joace la fel de bine și în roluri dramatice și în roluri comice. Mihai Viteazu, Ipu, din Atunci am condamnat pe toți la moarte, Manlache Preda din Osânda, dar și Neamărin Miliardar și, dacă nu mă înșel, parte din Haiduci, este și el la un moment dat în distribuție. Și soția lui Domnica. Și soția lui Domnica cu o întâlnire între doi timizi, mai mult de fapt Hamza Timidu. Dacă am reținut eu bine, a sărit după ea în ștrand, el neștiind să noate. Da, așa este. Încercând să o cucerească. Un om cu foarte multă poftă de viață și care la sfârșit le-a spus prietenilor că nu mai are mult pentru că are cancer la plămâni, infirmând în felul ăsta zvonurile potrivit cărora a fost comandă de la partid să fie asasinat pentru că a făcut un sketch cu lana lui Zăpăcea citul din capul satului, care Dorian se înțelegea stânga, cea mai cunoscută fenomen, voce. Da, cea mai cunoscută voce. Pentru publicul din România, pentru că a fost cel mai longeviv narator al emisiunii Teleenciclopedia, la rândul ei cea mai longevivă emisiune din cadrul televiziunii naționale. Lângă Gina Patrick, o femeie superbă, o femeie superbă. Gina Patrick a fost o actriță foarte frumoasă, dincolo de talentul pe care l-a avut. Și cu o prestanță aparte, eu am reținut-o în Guica din Moromeții. Hai să luăm așa, îmi spuneai mai devreme, Damian, că administrația cimitirelor a dat hotărârea ca fiecare alee să poarte numele unui personaj celebru de pe aia respectivă. Este o inițiativă a administrației, dar tocmai și pentru a ușura deplasarea prin cimitirul Belu, să poți să dai niște repere și totodată pentru a-i readuce în actualitate sau a le comemora pe marile personalități care odihnesc aici. Să sperăm că vom vedea proiectul realizat alături de Infocons. Iată și o romanță, Ioana Radu. Da. Doamna a reușit să-i creeze după moarte o asemenea de profundă impresie fostului ambasador al Germaniei, încât omul a ajuns să întrebe, dar cine e femeia asta și unde e? Și când a aflat că este la Belu, a cerut expres să vină la Belu să-i viziteze mormântul și datorită lui avem și noua placă de orientare de la intrarea în cimitir. A vrut să lase și el un omagiu. Și acum ne apropiem de mormântul Laurei Stoica și a soțului ei. Și a copilului lor. De la moartea cărora s-au împlinit sau se vor împlini, nu mai țin minte exact când s-a produs, 18 ani. 2006. Păi nu, anul ăsta se împlinesc, nu mai știu dacă s-au împlinit, nu mai țin minte momentul exact. Da, un destin extrem de tragic și la... Da, un accident pe șosea, cineva a intrat pe contrasens și a lovit în plin. De fapt, sunt 4 morți. Ea, partenerul de viață și gemenii cu care era însărcinat. Exact. Dumnezeu să o odihnească și pe ea.
Se numește chiar Alea Gheorghe Dinică. Da. De asemenea, un iubit actor și... Dintre toți actorii secolului 20, Dinică avea una dintre vibrațiile cele mai aparte pe scenă și reușea probabil cel mai bine să se transpună în pielea oricărui personaj. Nu mai știu cui aparține expresia, că cred că domnului Horațiu Mălăele, că este răul prin excelență din cinematografia românească. Asta nu înseamnă că era limitat exclusiv la roluri negative. El împreună cu Toma Caragiu probabil că reușeau să producă un anumit magnetism în sală. Din perspectiva actorului, cu asta te hrănești de fapt pe scenă, pentru că tu nu vezi sala. Tu doar cumva simți reacțiile publicului. În fața lui Grigore Vasiliu Birlic este mormântul Mariei Tănase, aha, cea mai cunoscută voce a muzicii ușoare românești. Și totodată una dintre puținele mormântări televizate în perioada comunistă. Un mormânt foarte simplu. Cu audiență Damian. Masivă, da. Păi, în ciuda reflectă tot personalității așa, ei, un mormânt foarte simplu și reflectă gustul omului. Modest, da. Gustul omului și motive naționale. Deci prima mormântare televizată, spui? Nu, prima a fost a lui Constantin Tănase. Cât privește Belu. Uh-huh. Este una din puținele mormântări televizate în perioada dinainte de 89. Dacă nu-mi scapă mie cineva, sunt ea și părinții lui Nicolae Ceaușescu. Iar la Grigore Vasiliu Birlic este anecdota, dar eu cred că este reală, prima lui soție, după cum se vede aici, Angela Vasiliu Birlic, a murit înaintea sa. Și el avea obiceiul să-i citească ziarul dimineața, venea la cimitir dimineața cu ziarul să-i citească în continuare. Și iată Gheorghe Dinică. Da. Gheorghe Dinică. Cea mai nouă creație artistică din fieful artiștilor. Bustul lui? E o copie. Originalul de dimensiuni mult mai mari este amplasat în centru vechi, în spatele Bisericii Sfântul Dumitru Poștă, în fața Teatrului de Comedie. Acolo unde s-a consacrat în multe dintre roluri, am înțeles de la criticii de teatru că piesa nepotului Rameau e considerat momentul lui de strălucire maximă pe scenă. Iată și Vasile Vasilache, celebru compozitor. Și nu numai. Aici sunt răspândiți și mulți actori din generațiile mai vechi, astăzi mai puțin cunoscuți. De exemplu, în spate este Ion Talianu, cel care l-a jucat pe Nae Cațavencu în prima ecranizare a Scrisorii pierdute și care a reușit niște scene absolut antologice când face figura aia demagogică a lui Cațavencu: să mă gândesc la țărișoara mea, la România mea. Ăla era Ion Talianu. Uh-huh. Dar din păcate sunt dispăruți dintre noi de 70-80 de ani și memoria lor a dispărut pentru că au dispărut și spectatorii care i-au cunoscut în perioada activității propriu-zise. Și atunci e foarte greu să-i mai readuci în fața publicului fără să realizezi o documentare despre ei. Deci Maria Tănase lângă Gheorghe Dinică mi se pare foarte bună. Da, Gheorghe Dinică cochetând la rândul lui, da, cu muzica, mai ales cu muzica de petrecere, la el dintr-un accident. Într-un film, Babel cred că se numea, regizorul i-a cerut să cânte și a observat că, într-adevăr, Gheorghe Dinică avea talent muzical și știa foarte bine să frazeze în frază, nesurprinzător lucru la un actor. Și așa a ajuns să scoată mai multe albume de muzică de petrecere, bineînțeles, în Vagabondul vieții mele rămâne melodia emblematică. Cu Ștefan Iordache și cu Nelu Ploieșteanu, cum s-au dus toți Damiane. Parcă nici n-au fost. Încă o dată, nu-i nimic de mirare că s-au dus. E cel mai sigur lucru cu putință. Spune în pădure cu frunza rară, unde iubirea de astă vară. Nu știe iarna să se îndure, de noi copacii fără pădure. Tatiana Stepac? Da, sunt unii care au o aplecare nativă către tristețe, către melancolie. Toate piesele ei au fost. Și știu să o redea într-un anumit fel. N-am aflat niciodată, nici nu știu dacă e de subiect de cunoaștere publică, dacă e o dramă în spatele tristeței Tatianei Stepa, dacă e pur și simplu o aplecare nativă, dar a fost cu
siguranță printre cele mai melancolice prezențe din... O voce extraordinară, majoritatea pieselor scrise pe versurile lui Adrian Păunescu și la asta de care ți-am zis, Copaci fără pădure, se numește piesa, din păcate s-a stins foarte... Dar cu o lună înainte de moarte, în 2009, era la Vama Veche, la festivalul de folk. Da, a cântat adică... până la final și poate că nu, adică sigur nu e întâmplătoare această chitară pe care i-au făcut-o. Și lângă... o viață întreagă lucrând în alte profesii. Muzica a fost strict o pasiune. Da, un pentru hobby. Ea. Voiam să te întreb ceva. Foarte, o bună bucată de vreme, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, Belu, care este un muzeu, așa cum am spus mai devreme, a avut foarte mulți turiști într-o noapte. Deci, practic, din câte mi-am amintesc eu, a fost o știre care spunea că cei mai mulți turiști în Noaptea Muzeelor au fost la cimitirul Belu. În 2018 am înregistrat o cifră de peste 10.000 de vizitatori într-o noapte. 10.000 de vizitatori în 19 hectare de pământ. Ca să faci, nu în 19 hectare, da, pentru deci, că aici fost... trebuie să o luăm spre Camil Petrescu. Da. Ca să fim onești, nu au fost nici 19 hectare și numărul vizitatorilor se justifică pe de-o parte și prin faptul că Belu are capacitatea să primească un asemenea număr de vizitatori. Muzeele închise, indiferent cât de căutate ar fi, nu pot primi un asemenea număr. Da, asta e clar. Și tu ai, practic, ai fost ghidul? Nu, eu am făcut parte din organizare la momentul respectiv, ca angajat al administrației. Am chemat voluntari la momentul respectiv, cărora le-am făcut instrucția pe un traseu prestabilit, fiind 2018, sărbătoream centenarul Marii Uniri, a fost tematica eroii Marii Uniri, militarii, scriitorii, personalitățile politice care s-au implicat într-un fel sau altul în unirea de la 1 decembrie. Am dat traseul prestabilit și în felul acesta am avut 10 ghizi și un soi de turn de control ca la aeroport, care să regleze momentul de plecare al următorului grup, care s-au plimbat cu vizitatorii. În partea centrală am avut o scenă la care am difuzat film documentar despre memoria Marii Uniri din cimitirul Belu și am avut și un program artistic, bineînțeles muzică clasică. Și am avut și unele medalii comemorative, un album pe care l-am mai oferit vizitatorilor ca premiu. A fost o seară cu totul animată și majoritatea care au ajuns să viziteze aici au spus că, într-adevăr, nu-ți creează senzația pe care ți-o dă în mod obișnuit un cimitir. Noaptea, păi asta voiam să te întreb, că pare... Da, ideea de cimitir noapte e trimite direct la filmele gotice. Dar nu e cazul. Nu e cazul. Bun. Acum, pentru cei care nu au fost niciodată aici, Damian, aș vrea să te întreb. Vorbeai mai devreme de trasee. Care ar fi, de exemplu, traseul pe care voi îl faceți pentru cineva care nu a fost niciodată aici? Evident, în afară de scriitori, în afară de actori, ele fiind, cred eu, cele mai vizitate, cumva, zone. Tocmai. Traseul ideal ar avea o formă de dreptunghi, raportat la planul cimitirului. Cimitirul oricum este o formă imperfectă de dreptunghi, și așa că eu aș include în cadrul traseului cele mai cunoscute povești ale cimitirului. Sofia Mavrodin, Eufrosina și Constantin Poroineanu, Doamna cu umbrela, iar în zona aia se găsesc și personalități cum ar fi monseniorul Vladimir Ghica, Alexandru Marghiloman, Mausoleul fraților Gheorghiev, piramida Ioachim Pompilian, familia Lahovari. Sunt o sumedenie de alte personalități pe care le puteți vedea în traseul ăsta. Venind apoi spre Capela Mare, în spatele Capelei Mari, după cum ai văzut și tu astăzi, este capela lui Vasiliu Bolnavu, sunt sarcofagile generalului Vasile Zotu și ale lui Dimitrie Sturza, este capela Alexandru Costescu, cel mai mare monument de factură gotică din cimitirul Belu, mormântul lui Dimitrie Ghica, mormintele lui Vasile Voiculescu și George Bacovia, și în felul ăsta aș trece în partea stângă a cimitirului. După care aș merge la mausoleul Ghica Razu, pe care l-am filmat, lângă care poți să mai vezi mormântul lui Petre Antonescu, vis-a-vis este mormântul lui Păstorel Teodoreanu, capela familiei Angelescu cu arhanghelii dormind, capela familiei Ciulei, crucea Eufrosinei Vizulea, cea mai veche cruce din Belu. Bineînțeles că aș merge la mausoleul Cantacuzino, la cel mai mare mormânt din Belu, și aș reveni apoi pe alee. Dacă mai am suflu când am ajuns pe alee, îi pot vedea Sfinxul lui Paciurea și știu cum să mă îndrept spre artiști. Dacă nu,
pot trece în ultimul sfert de cimitir, să merg la mormântul lui Pache Protopopescu, la mormântul familiei Linș de Moasac, la mormântul lui Sica Alexandrescu sau la mormântul doamnei Racoviță. Iată că m-ai adus așa cum mi-ai promis. Da. Iar eu nu mai am o crangă de tei, dar are și el un tei aici, Camil Petrescu. Și cumva ceea ce am făcut noi astăzi corespunde cu ceea ce scrie el acolo. Ai uitat, uitase și iar ai venit. Moartea e aici din ajun, către ea te duce orice drum, cauți doar pe cel mai ocolit, corect. Tot așa, pe cel mai ocolit drum am venit noi și la mormântul lui. Cum am spus, coleg de generație cu Cezar Petrescu, au avut tot timpul o problemă cu numele, care putea fi ușor confundat. În cazul lui Camil Petrescu, vorbim de unul dintre scriitorii de forță din prima jumătate a secolului 20, unii dintre scriitorii care încearcă să înțeleagă complexele psihologice din spatele întâmplărilor propriu-zise. Vedem asta și în cea mai popularizată scriere a lui, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, dar putem să vedem asta și în dramaturgia lui, în jocul elelor mai ales, se vede conceptul despre omul care a văzut idei, meșterul Manole, unde implică și din erezia Bogomilă, de exemplu, patul lui Procus la fel e gândit să prezinte niște dedesubturi psihologice, iar pe mormânt avem titlul de la romanul biografic pe care dorea să îl închine lui Nicolae Bălcescu, o personalitate cu care se pare că s-a identificat îndeaproape, dar pe care n-a mai apucat să-l termine. Și de-a lungul timpului, una dintre prezențele foarte estetice, era cunoscut drept bărbat bine, în general, în societatea interbelică, deși a avut și el destul de suferit, este veteran din primul război mondial și a fost îngropat la propriu de un obuz pe frontul din Transilvania, l-au scos dintr-un morman de pământ, în urma căruia a rămas definitiv surd de ureche. Și cum în vremea aceea aparatele auditive nu erau atât de discrete, erau obligat de multe ori să poarte o cască, are și însemnările lui că surzenia asta m-a căpiat, m-a neurastenizat. Lucruri obișnuite pentru alții, mie îmi cer o dificultate aparte ca să le pot realiza. Și bineînțeles că n-a fost scutit nici de ironii. La un moment dat pastorul Teodoranu l-a oprit și l-a întrebat: nu vă spărați, prindeți posturi străine cu drăcia aia? Da, noroc avea simțul umorului Camil Petrescu, spre deosebire de alții. Corect. Chiar avea simțul umorului. Cea mai cunoscută sculptură în online din cimitirul Belu, buldogul francez de la, de la mormântul academicianului Sorin Stati, inclus în jocul Pokémon. Drept urmare, a devenit cel mai vizitat la un moment dat loc de vești din cimitirul Belu și noi ne miram ce Dumnezeului de curiozitatea asta spontană pe toată lumea, până când ne-am dat seama că de fapt cățelul ăsta era căutat intens. La jocul... E un joc prin care, prinzi Pokémon. Da. Mai mult nu știu să explic, că eu sunt, Pokémon, din păcate, paralel cu... Care e cea mai ciudată întrebare sau neașteptată întrebare care ți-a fost pusă în cadrul unui astfel de tur? Pentru că n-aș vrea să rămânem în zona asta neapărat morbidă, tu ești un tip foarte haios și până la urmă scopul nu e să plângem, ci să arătăm niște lucruri în altfel decât... Bun, am primit o replică foarte frumoasă. De regulă, copiii vin cu întrebările astea. Așa. De la un copil, când i-am arătat mormântul lui Lascăr Catargiu, s-a întors foarte nelămurit spre mine. Aici este mormântat bulevardul. Pentru că nu... N-a legat neapărat ideea că e orice nume de stradă, în mod normal, trebuie să fie un nume de personalitate. Sincer să spun, nu le-am luat vreodată ca fiind întrebări ciudate și... Da, mă rog, haioase, nu știu cum să le zic, neașteptate, în sensul în care, uite, cum a fost asta, de exemplu. Am mai pățit cu cazuri de monumente, de sarcofagi deschise, fiind întrebat cum a încăput acolo. În monumentele alea nu se află niciun mort, ei sunt îngropați în pământ, dar pentru că semănau asicrie a venit, bineînțeles, și întrebarea asta. A mai fost întrebare tot așa vis-a-vis de condițiile de îngropare, că sunt înmormântați și 7 ani minim trebuie să fie ținuți în mormânt și cineva m-a întrebat și maxim cât au voie să stea. Constantin Tănase, celebru... Unul din puținele cazuri când sicriul este expus, este un sicriu de bronz, expus, eu n-am văzut care niciodată se poate vedea prin grilaj. Ia să vedem, că n-am văzut niciodată. Aha, uite și acum. În cazul lui o
moarte destul de mult dezbătută. S-a presupus că a fost asasinat din ordinul Armatei Roșii pentru că ironiza pe bună dreptate jafurile comise de soldații sovietici, în timp ce o variantă ulterioară sprijinită de un nepot spune că a fost dimpotrivă vorba ori de un malpraxis, ori de o greșeală personală, făcând pentru prima oară în viață la 61 pic de ani o răceală, a luat un pumn de aspirină ca să se trateze și în felul ăsta a intrat în blocaj renal. Dar nu știam că este chiar o expulsie. Prima dată când văd și nu e prima dată când vin aici. Păi, să spunem că nu toți au preocuparea să tragă cu ochiul pe gaura cheii de la Și asta e adevărat. Vezi, de-aia ești bun tu în viața noastră, Damiane, că ne spui niște Băiam să credeam că spui că am eu obiceiul să trag cu ochiul pe gaura cheii nu. Să ne spui lucruri. Anumite lucruri prefer nici eu să nu le aflu. Mai am o curiozitate, Damian, și numai tu poți să-mi dai acest răspuns. Nici n-ai pus presiune. Există, n-am pus. Așa. Există în cimitirul Belu un mormânt la care în fiecare zi să fie flori și lumânări? Da, aici e un răspuns foarte simplu. Este mormântul lui Mihai Eminescu. Este cel mai vizitat mormânt, cel mai cerut mormânt pentru de cei care vor să vină să viziteze și cea mai veche doamnă care încă se ocupă de îngrijirea mormintelor, cea mai veche, scuzați-mă, doamna care se ocupă de cel mai mult timp de îngrijirea mormintelor din Belu, care are peste 50 de ani aici, dă mărturie că ea nu și-aduce aminte o zi în care să nu fi fost flori proaspete și lumânări aprinse la mormântul lui Mihai Eminescu. Eu cu mult mai modesta perioadă de 17 ani aici, pot să dau aceeași mărturie. Uite, acum ne apropiem de mormântul lui Mihai Eminescu. Nu că aș avea vreun dubiu apropo de ceea ce spui tu, dar mie mi se pare absolut fascinant, extraordinar pentru acest popor, indiferent din ce generație ar face parte cei care vin zilnic să-i pună lumânări și flori lui Eminescu. Asta mi se pare fabulos, absolut fabulos. Este împucurător, dar e o treabă care se întâmplă cumva matematic. Și suntem, iată, și am ajuns... Există candelă care arde permanent în spate. Uh-huh. Am ajuns pe Alea Scriitorilor și o să te rog să ne spui câteva lucruri. George Coșbuc, Sadoveanu, Caragiale... Amplasamentul, după cum se vede, nu este cronologic. Au fost înghesuiți, ca să spunem așa. Adică întâi amplasați au fost Caragiale, Eminescu și Coșbuc, după care, după 1948, au fost alăturați Mihai Ralea, Traian Săvulescu, care nu e scriitor, el este biolog și președintele Academiei Române. Mihail Sadoveanu, din punct de vedere literar, este incontestabil meritul lui să fie aici. George Călinescu și Zaharia Stancu plus Mircea Nedelciu în capăt. Este un loc gândit ca fiind un panteon al Academiei, al literaturii române, este în grija Uniunii Scriitorilor. În diagonală este Adrian Păunescu, da. Da, cei doi probabil că mai aveau încă multe să-și spună, chiar dacă au fost împăcați. Și o scriitură excepțională, Adrian Păunescu, niște poezii senzaționale și mă bucur cumva dacă pot spune asta în acest context. Faptul că este aproape de Eminescu, pentru că a fost unul dintre poeții pe care Adrian Păunescu le-a venerat foarte mult și în timpul vieții, prin poeziile pe care le-a scris și prin Cenaclu Flacăra, unde folosea foarte des cântece în versurile lui Mihai Eminescu. Nu mi-aduc aminte din ce poezia lui Păunescu sunt versurile astea, dar sunt clar ale lui. Iarba de pe mormântul meu va fi cea mai bună ediție a mea.